Ziua cea mare. Va ieși regina la plimbare. Am făcut și o rimă. Pătată, are pată pe creier. Aia-i. S-a putea și mai rău. Ce-i drept, m-am cam stricat eu cu albastrul acolo, dar asta e. O vom și repara când va veni vremea. Vă salut, oameni buni, și pentru clipul ăsta începem clip nou, pentru că azi mergem cu regina la ITP. Așa cum am spus de fiecare dată, am tot așteptat, am muncit mult, m-am chinuit, ați văzut, probleme neașteptate. Când să zic hop, a trebuit să schimb motorul. Nu m-a ajutat. Cârpele aia de-o făcusem acolo la tachetul ăla. N-a fost să fie, a fost nevoit. Că acum, înainte de ITP cu două zile, o zi jumate mai exact. Deci azi e joi, marți seara. Am pornit și am pornit iar întâi. Am ales să schimb motorul. Am pus motorul după brecul verde din spate. De aceeași capacitate, de aceeași putere, din același an și așa mai departe. Iar azi mergem în sfârșit cu mașina la ITP. Rămâneți cu mine în continuare pe clipul ăsta. O să fiu cu Adrian pe clip, care Adrian tocmai a apărut. Salutare! El o să filmeze și pe drum, ne plimbăm un pic cu regina, mergem să-i punem și niște benzină și mergem la ITP. La ora 14:30 avem programat ITP-ul, fiind ora cam 12 acum. Ne-am încadrat relativ binișor cu toate. Hai să vedem ce zic oamenii la ITP. Să dăm o tură cu regina. E prima dată când o scot. Îi punem niște benzină, așa după cum am spus. Și mergem să facem treabă. Hai, mergem la plimbare. Mă spânzur cu centura, bă, mâncat să ai gura. Uite, bă, ce bățeam. Uuu, muream, bă. Muream! Adrian, scăpai de mine, bă! N-am avut noroc. N-ai avut. Ia uite-te-ți. A? Așa? Prima dată când ieșim cu ea, mă, frate. Știți că eu i-am pus benzină în mașină, are niște benzină rezervor. Dar merge să-i punem la PECO, ca la mașinile străine. Merge frumos motorul ăla care tocmai l-am pus. Ia uite și se uită omul ăsta după noi. Merge frumos motorul ăsta care l-am pus, mă, fraților. Acum știți cum e, ca după prima ieșeală. Mai trebuie reglate, trebuie puse la punct, trebuie aranjate. Volanul ăsta mare, ca de director. Adrian, pe ce parte pe stânga are asta rezervorul? Bă, ține și randiu un pic cam mare. Opa! Va merge! Cum? Au! Oh. Am zis că mor spânzurat în centură. Hai să o alimentăm, Adriane, și revenim. Gata, tranzacție aprobată. Benzină de 98. Cea mai nouă și mai frumoasă. Audi 1989. Mai punem vreo 20 de litri. Mai uite, nu te s-a umplut. Ce le face gaze? Gata.
Iar tu vezi, Denisu. Gata, uite, fii. Cât a intrat? 20 de litri. Peste cea mea. Nu-i mai pun bușonul, Adrian? Ai plecat? A? Mai trebuie să-i pui și capa? Nu, lași așa. Gata, hai să... Uite așa, Adrian, avem benzina aproape plin. Deci mai intra nițel dacă o lăsăm ușură, de... Ambreajul l-am strâns un pic cam mult. Mai trebuie slăbit nițel. Ține un pic mai sus de jumătate. Hai să închidem geamul. Deci, Adrian, să știi că în mașina asta străină nu se fumează. Nu se fumează. Nu, tată. Hai. Merge spre Juvinii sau spre Cutel? Dai spre Juvinii. Bă, fraților, să știți că mașina nu, chiar nu bate nimic pe dedesubt. Chiar nu bate nimic pe sub ea. Ce trebuie făcută? Presiunea în perne, auzi? Presiunea în roți. Și vreau să o mișc un pic, că sunt discurile ruginite. S-a apucat să punem vreo două frâne. Pentru a nu avea durere de cap la ITP-ul. Merge frumos, are mașina. Mamă, zici că sunt patron, director cel puțin. Avem și asigurare, avem și programare la ITP, pe aia n-a luat-o, e în Touareg. Cu a 4 deja. 60 la oră. Filmează și tu bordul frumos. Ceasuri. Așa. Iată, mă pregătesc de la 5. Avem 70 la oră. 4 trepte are asta? 4, 4. Doamne ferește. De ce, bă, Doamne ferește? Că e mașină de... perfectă. Au ce frumos merge, 70 la oră. Dai, când ai reușit să reglezi carburatorul ăla sau îl schimb sau să vedem. Asta pe parcurs, că nu o să mai bag banii acum, mai fac ITP-ul, îi fac carte gris. Adică nu m-a trecut pe numele meu și nu mai fac altceva. Deocamdată, până nu pun duba și firma pe roate. Am trecut pe lângă radar, aveam 70 la oră. Uite, bă, frate, plimbare cu Daci, 75 la oră. Ce frumos stau acum, nu mișcă. Hey, știi ce mai trebuie, băi, Adriane? Ulei la cutie și mergem să-i punem acum. Că de-aia vâșie cutia. Așa. Asta n-are ulei. Avem ulei de transmisie, nu-i problema. Și pe viitor, la bascula centrală schimbate bușile și musorașul. Oamenii știu despre ce e vorba, se plimbă un pic de spate. Nu rău, dar acolo trebuie umblat. Bă, dacă am ieșit cu ea pe drum, de acum încolo, ușor, ușor, le rezolvăm toate. Și mai trebuie să spălăm parbrizul, Adrian. Da. Hai, mai filmează-ne până, că și așa nu se va. Da, frate, gata, pus în alt dreapta. Clanțele frumos, releu, deci semn că merg. Semnalizările cum trebuie. Bă, dar ești tractor, e tigaia ta. Asta e mașina străină, băi, Adriane, bă.
Mai slăbim un pic cam preajul, ține un pic cam sus. Aude forjă, băiat. 40 la 10.000 de ture. Da. Ah, ce îmi place. Ca boierii ăia mari. Da, oameni, mă bucur de mașina asta, îmi place. În sfârșit am ieșit cu ea pe stradă. Hai să mergem să-i spălăm geamul Adrianei, să-i punem ulei la cutie, că urmează să plecăm la ITP-ul. Gata, oprește. Începem și noi, băi Adriane, cu cei mai ușor, să facem presiunea în roți. O, 2.5, este mult. Când am făcut roțile, le-am dat să rămână umflate, înțelegi? Uh-huh. Hai să vedem și astea. Doi le dăm și pe spate, normal trebuia 2. Gata, mergem și pe partea cealaltă și... Ei, da? Uh-huh. Aici era 1 și 4. De-aia am zis că se plimbă de spate. Erau roțile moi pe spate. Nu, i-am dat mult. Deci pe față, tot 2-2. Și am rezolvat. S-ar putea să fie mai mult din asta. Pe partea cealaltă a fost 2.5, nu? Da. Da, uite și aici e 2.4. Perfect! Gata, Adrian, nu mai filmăm acum, filmăm la ITP. Ai înțeles, Adrian, ce am făcut de aici? Mhm. Uh-huh. Ce am făcut? I-ai pus dop. Să pui... Să ce? Să pui în cutie sau unde trebuie să pui tu uleiul. Pun pe motor de lângă ramă, că știi că pui filtrele pe mașină. Păi? Păi, fie treaba ca lumea. Băi, Adrian, uite, bă, cu tubulara de 10, ce? Scot bușonul de la cutie, am pus ulei T90, da? Mhm. Uh-huh. T90. Cumpărat în România, ieftin, pe 15 lei, de la bunul meu prieten de la Uraș. Un litru, am pus într-un bidon de ăsta, cu o tubulară de 10 și e fix ce trebuie să intre pe bușon la cutie. Gata, mă bag să bag ulei. Cum e, băi Adrian, mai hârie? Nu mai hârie. Nu mai, ce i-am făcut? Ai pus ulei. Cum, în primul și în primul rând, a spălat parbrizul, băi Adrian? Pus ulei la cutie. Și am mai slăbit un pic ambreiajul. Că benzina avem. Iar acum am scos-o iar la proc. Au ce fugem? Bă, fugem nu! Ia mă, că la 80 făcea. Hai să stau geamul, să se mai audă. Gata? Ei, asta e altceva care vibrează. Merge bine, fraților. Cutia nu-mi place.
face zgomot, cutia face zgomot și al doilea bate pasul pe loc. Da, asta e din cutie hâria asta. Nicio problemă. Toate se rezolvă. La un mers de oameni zdravi la cap, mașina se comportă foarte frumos și la frânare, nu trage stânga, nu trage dreapta. Țin frânele bine? Bine, și toate cele sunt noi. Ia, călcăm frâna. Da, se duce un pic în stânga, are, dă un pic de dezechilibru, dar aia e normal. La... în situația în care se află mașina. Având în vedere faptul că nu a rulat. Băi Adrian, n-am dat să ne vedește când ne-a plimbat. Cum? Așa? Nu știu. De la 0. Ia. Ne oprim un pic aici, ia. Să dăm kilometraj de la 0 să vedem de când ne-a plimbat. Gata, pe 0, arată-l aici. Deci kilometrajul mic. Mașina are 2466 acum. Deci 2450 de kilometri a avut în dans. Hai. Și l-am dat pe ăsta mic la 0. Cât ziceați, Adrian? 2.30 am zis că avem programare, deci mai avem o oră jumătate, e bine. Dăm dura asta, apoi mergem și ne pregătim să mergem la ITP. Păi gata băi Adrian, hai, revenim când mergem la ITP, acum am făcut ce mai avem de făcut. Zi băi Adrian, îți place cu Dacia? Acum am o discuție serioasă, cum se pare așa, per total? Uite, deci asta-s mașina, asta e mașina cu care m-am plimbat eu la vârsta ta. Îmi plac scaune, e smoi. Da, e confortabilă, ia per total Dacia Mitru, este o mașină confortabilă, mă. Acum, să nu fiu înțeles greșit, confortabilă, nu știu ca ce Mercedes, ca nu știu ce BMW, ca nu știu ce mașină străină. Per total, pentru vremea ei, pentru anii ei, pentru ce a fost ea, a fost o mașină destul de iute, destul de fâșneață, destul de confortabilă. Uite, și din când în când o mai găsește strâncinici. Nu știm de ce, dar vedem acasă. Mai avem jumătate de oră să bâșbuim. Cam aia e. Stai bine pe scaunele astea, sunt ele late, sunt moi, sunt... Nu știu, am impresia că stai prea în față, prea încordat. Vezi că are reglaj de ăla, da, se dă pe spate, pe față, da. Spătarul se reglează, cum îți pică bine, cum îți vine bine. Hai, da, chiar vreau să te întreb să vedem așa. Mașina, care e părerea ta când tu te-ai pomenit în alte mașini? Da. Mulți tineri, dacă o vede pe asta pe drum sau orice Dacia 1300, vor râde, nu alta. Ia uite-l pe săracul ăla cu ce tigaie, cu ce cotarba aici pe drum, o nenorocire, bă, nenorocit, eu ce face. Dar astea acum au rămas mașini frumoase amintiri pentru oameni de vârsta mea, puțin și mai mici ca mine, cei mai în vârstă ca mine, o adevărată pasiune. Oameni care chiar au trăit o viață cu Dacia. Așa că mergem să vedem la ITP ce spune omul ăsta și revenim de la service. Iată într-un ambient plăcut. La control tehnic. Am ajuns un pic mai devreme, așa e frumos, când ții cuvântul și respecti, ajungi un pic mai devreme dacă ești interesat să rezolvi o treabă bună. Și am adus Regina, are pata aia pe ochi, de fapt ea are
unghiile făcut. La ITP. Da? Asta e, dacă nu umblam să strig acolo, era mai frumos. Da, gata, mă, frate. Am adus-o aici. Păi arătăm noi ea. Sunt tot cu Adrian. Am venit împreună. Hop, pardon că e bordură aici. Și... avem de gând să ne plimbăm mult cu mașina asta azi. Cât de mult am slugării pe lângă ea, atât ne plimbăm azi. Hai să vedem ce ieși. Ce iese. Gata, bă, fraților. A început ITP-ul. A început inspecția. Mașina acum a intrat pe stand. Și în funcție de ce, de cum evoluează, are și claxon. Vă țin la curent, inclusiv avariile funcționează. Hai să vedem cum iese. Ne băgăm și pe dedesubt, în funcție de cum ies toate testele. Ăsta-i testul de amortizoare pe spate, ia să vedem cum iese. Arbitareză, că uite bă, dată verde ca lumea. Da? Uite cum este, lux. La fel a zis și pe față. Și frânele sunt tot verde. Gata, perfect. Și reglaj la faruri. S-au reglat farurile. Acum urmează jocurile. Prima dată le face cu levierul. O saltă de toată puntea pe față, toată axa față. Și o ia cu levierul. După care la tremurici aici. La plăcile la stânga-dreapta aici. În principiu mașina a ieșit foarte bine. La fel și la amortizoare până acum. Luminile le-a mai reglat jupunul un pic aici. Dar un pic de problemă la carburator. Se reglează greu carburatorul de... carburatorul ăsta Solix. Aia e. Și benzină veche în mașină. Aia mai e o problemă. Deci, acum... o saltă de puntea față. E votre avis pour la voiture? Très bon. Parfait, merci beaucoup. Acum urmează și la gaze. Și în rest nu joacă absolut nimic la direcție, frâne perfect. Să vedem cum iese la pollution. Am mai reglat un pic carburatorul ăsta. Solex-ul știți că e complicat de reglat. Tot nu e ce trebuie. Să vedem cum iese la gaze. Hai că revenim. Gata, acum începe testul la gaze. Nu vreau să vă arăt că e Adrian în mașină. Vreau să vă arăt că avem control pentru 2 ani. 17.04.2026 23.41 QW60 23.41 QW60. Da, dragilor, mașina mai are câte ceva probleme. Ne-a trecut pe listă. Dar nimic grav. Lucruri normale. Ați auzit pe filmare la un moment dat, omul a spus că mașina e foarte bună pentru 50 de ani. Nu e nouă, dar de aruncat nu e. Gata, mergeți, ne mai plimbăm, vedem ce mai face. Că singurul lucru care mi l-a spus să consum neapărat. Benzina din rezervor, că e miroasea benzină veche. Hai să ne plimbăm acum. Ia zi, băi, Adriane, parcă merge mai bine mașina asta de când are ITP-ul, nu? Da. Da, bă, oameni buni, gata. Am rezolvat-o și cu ITP-ul, avem și ITP pe 2 ani. V-am spus că Regina a luat mașină ca lumea. Am mai avut de bușbeală, ați văzut. Chiar probleme cu motorul, a trebuit să schimb motorul din cauza la tachetul ăla. Trebuie desfăcut,
trebuie verificată culasa, nici motorul nu e de aruncat. V-am spus că nu e nicio problemă că-i schimb motorul. Așa că mă plimb cu acte în regulă cu un Renault 12 de 50 de ani. Chiar dacă e mai scurt clipul ăsta, azi l-am scos prima dată, l-am mișcat un pic, mai am de reglat la carburator. Să vedem, știți că am review-ul la tehnic, să îl studiez un pic, să vedem ce reglează, cum reglează la carburator. Dar ideea e că Regina e pe drum, ultimul ITP-ul a avut în 2000 făcut, deci acum 22 de ani. Acum, cu puținul timp care l-am avut eu să mă ocup de ea, iată-o iar pe drum. Am la dispoziție acum 6 luni să depun actele pentru cartea gri, să-i fac acte pe numele meu. Fiind destul de ocupat cu plecarea în România, nu o să mai stau de ea. O las deoparte momentan. Mă voi ocupa de Iveco, să-l pun la punct, să pun la punct platforma ce mai am de lucru, să plec în condiții de siguranță pe drum. Lăsăm atât clipul ăsta. Vă mulțumesc tuturor care m-ați urmărit și care mă urmăriți. Ca de obicei, vă salut cu mare, mare respect.